Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi și iată-ne că, așa ca de fiecare dată și în această ediție, avem onoarea de a avea un invitat deosebit, așa că, fără să mai așteptăm, vreau să-i spunem un bun revenit domnului profesor universitar dr. Otniel Bunaciu, în primul rând așa, vicepreședintele Alianței Mondiale Baptiste, decanul Facultății de Teologie Baptiste din Universitatea de București. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna e o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră. Cu drag și eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul pozitiv la invitația noastră. De fiecare dată când ați avut posibilitatea, ne-ați onorat cu prezența. Stimate domnule profesor, în seara aceasta mergem pe o temă, să spunem așa, de actualitate, aș spune eu, care a născut destul de multe discuții și chiar a puțină spaimă printre comunitățile creștine. Astăzi vom vorbi despre inteligența artificială. Pe de o parte, așa cum este ea prezentată și, să spunem, deja utilă în multe arii de activitate, dar apoi vom vorbi și despre vom aborda și, să spunem, intersecția aceasta dintre inteligența artificială și credința creștină, așa cum uneori este prezentată în spațiu public, mai bine sau mai puțin bine, așa că aici sunt multe lucruri de abordat. Vom vedea dacă, într-adevăr, așa, direct, știu că sunteți un om... Într-adevăr, e o temă amplă și trebuie mai mult timp, probabil, decât doar astăzi, dar e important să începem cumva discuția. Exact. În primul rând, știu că sunteți un om care a adoptat tehnologia încă de la început. Vreau să vă spun, în ceea ce privește inteligența artificială, sunteți un om care sunteți speriat de inteligența artificială sau, pur și simplu, încercați să o înțelegeți și să vedem cum o putem aplica în viețile noastre? Aș spune două lucruri aici. Sunt, în primul rând, un om care folosesc inteligența artificială. Și realitatea este că, înainte de această ultimă perioadă de discuție foarte, foarte fierbinte, inteligența artificială exista de multă vreme și atunci inteligența artificială și depinde cum o definim. De exemplu, eu mi-aduc aminte foarte clar acum vreo 15 ani când pentru prima dată zburam din Anglia undeva și am sunat la Heathrow, la aeroport, și mi-a răspuns o voce automată și mi-a spus cu ce zbor zburați. Și eu am crezut că este o persoană și am încercat să vorbesc și mi-a spus cu același ton și cu ce zbor zburați. Și am spus și eu zborul și în ciuda accentului meu mi-a spus nu are întârziere, poarta nu știu care. Deci asta era o expresie de inteligență artificială. Sau când folosim o căutare pe internet cu Google sau o traducere sau așa, tot. Și noi ne bucurăm că nu știi ceva, nu ți-aduce aminte ceva, dai Google și îți dă imediat referințele pentru că are o viteză mult mai mare de a căuta în bazele de date existente. Deci există un aspect al tehnologiei care întotdeauna este util. Tehnologia vine ca să mărească capacitatea omului și e creată de om până la urmă. De a și îndeplini obiectivele, de a face anumite sarcini, de a le automatiza. Bineînțeles că întotdeauna tehnologia a avut și un aspect pozitiv și un aspect negativ, ca orice lucru. Deci depinde ce dezvoltăm și cum alegem și e bună discuția aceasta care există pentru că mai ales, de exemplu, în domeniul militar, cred că dacă este să ne temem de ceva, este probabil acolo că dacă, sau chiar și în domeniul medical, dacă e vorba de decizii care pun în pericol viața unei persoane, fie prin intervenție militară sau fie prin alt tip de intervenție, să lași asta la mâna tehnologiei, deocamdată nu se întâmplă și nu știu dacă se va întâmpla. Dar aici este o discuție pertinentă pe tema etică. Așa dar, este. Dar în rest, tehnologia în sine este un lucru foarte folositor. Vă dau un exemplu. Încerc să fac ceva pentru Ucraina și un lucru pe care doresc să-l fac este să explorez crearea unor centre de susținere pentru persoane traumatizate datorită războiului, refugiați interni. Și nu prea știam cum să abordez problema
Și am scris o pagină, pentru că și inteligența artificială nu știe totul. Am scris o pagină în care am elaborat, doar așa de curiozitate, am fost foarte surprins ce răspunsuri, nu a rezolvat problema, dar răspunsurile sistematice sunt incredibil de pertinente. Și au venit în 2 minute, știți? Așa este. Citeam 10 cărți, mă duceam prin biblioteci, dădeam Google, mi-a dat acolo. Și acum pot să merg mai repede, știți? Absolut. Păi, haideți să o luăm în primul rând, spune-mi, intersecția aceasta sau aplicația asta imediată și care deja a fost prezentată și în mass media, în zona educației. Acum, noi suntem oameni, știm, așa ne-a creat Dumnezeu, învățăm cam toată viața. Ne adaptăm, învățăm, nu putem spune că există un moment în care ne oprim din învățat. Întotdeauna trebuie să facem. Cum vedeți, să spunem, sistemul acesta care are la bază practic același principiu? A învăța. Inițial, când a fost inventat, i s-au dat, să spunem, niște sisteme de unde să-și ia informația care era valabilă la vremea respectivă și sistemul învață în continuu, să spunem. Când privim de cele două principii pe care, de fapt, sunt și la oameni, învățarea continuă și la roboți, dar la mașinile acestea inteligențe. Când vorbim despre educație, pentru că dumneavoastră aveți o activitate foarte mare în educație, pe lângă activitatea aceasta, să spunem, eclesială de dezvoltare a comunităților creștine, cum vedeți ca și beneficiu în primul rând, în momentul de față, și apoi ca dezvoltarea ființei umane? Pentru că noi învățând, acum, să spunem, antropologii, psihologii ne pot spune că creierul nostru se tot dezvoltă. Învățând, creierul devine mai inteligent, da? Sau acumulează. Da. Deci, pentru învățare este foarte, foarte utilă. Bineînțeles că dezvoltarea aceasta tehnologică trebuie însoțită de dezvoltarea unor pedagogii noi. Vă dau un exemplu. Eu, probabil că știți că prima mea profesie a fost ingineria. Și am început să studiez inginerie când, mecanică, când nu existau nici calculatoarele cele simple, cu adunări, scăderi, și de-aia țin minte că pentru examenul la facultate învățasem tabla mulțirii până la 25, ca să fiu mai rapid, că erau doar 3 ore și în sfârșit. Dar când am început să fac calcule, de exemplu la rezistența materialelor, era o riglă de calcul. Și era un instrument de ăsta mecanic, o riglă cu diferite... Și știam să fac calcule cu rigla aceasta. M-am chinuit un pic să învăț, dar te ajuta mai repede să faci calcule, să scrii și să faci mulțiri și așa. Prin anul 2 de facultate a apărut calculatorul acela simplu și cineva mi-a trimis din America un calculator. Vă spun, în 6 luni am uitat să folosesc rigla de calcul. Am găsit-o pe cea veche acum câțiva ani și mă uitam la ea și câteva lucruri mi-am adus aminte, dar cred că mi-aș putea aduce aminte. Întrebarea este... A fost utilă sau n-a fost utilă? M-a ajutat sau nu m-a ajutat calculatorul? Clar că m-a ajutat, că acum același calculator are și funcții, dacă vrei, poți să faci și funcții cu el și atunci te ajută și mai mult. Deci e un instrument până la urmă. Exact. Dar pedagogia se schimbă. Pentru că acum n-are rost să-l înveți pe cineva să facă calcule cu rigla de calcul. Decât așa, dacă vrei, de curiozitate sau să vezi istoria tehnologiei și așa mai departe, sau științei. Dar dintr-o dată se presupune cunoașterea și deci în toate școlile se face instruire la calculator pe programe elementare, ca să știi să scrii pe un editor de text, să știi să faci un spreadsheet, o bază de date simplă de asta, pentru că face parte din nou mod de a ne raporta la lume, da? Și de-aia eu sunt surprins uneori când văd, pe de o parte, această reticență, dar ea vine de cele mai multe ori din partea unor oameni care habar n-au despre ce vorbesc, pentru că ei n-au făcut în viața lor și n-au folosit lucrul acesta. Dar la nivelul lor și ei folosesc tehnologii care nu existau înainte și acum le folosesc pentru că le-au adoptat. Pentru că n-au fost în stare sau n-au avut ocazia să abordeze aceste tehnologii noi, li se par suspecte, dar nu e problema așa mare. Și de ce? Pentru că mereu avem inteligența aceasta naturală pe care, da, Dumnezeu o dă așa cum crede El și care, bineînțeles, se dezvoltă, se prelucrează și care ajunge uneori la niște performanțe, ați văzut, olimpice și oameni inventatori, sunt oameni care
dau dovadă de inteligență naturală foarte, foarte avansată. Mă gândeam că nu cumva conflictul acesta, dacă cumva zic, exagerez poate, există cumva, oarecum, inteligența artificială va afecta oarecum dezvoltarea inteligenței naturale. Că tot așa, vorbim de copiii noștri, de viitorul nostru, zic, oamenii vor fi mai leneși, mai comozi. Clar, asta ne ajută. Nu se pune problema. Viteza de calcul sunt avantaje. Cum vedeți, mai ales în relația cu studenții, gândiți-vă că munca unui student este mult mai ușoară. Și așa sunt probleme cu sistemul ăsta de verificare a autenticității unui material care vi-l aduce. Dacă ai vorbit și de lucrări academice. Nu mai vorbim de lucrurile acestea semestriale. Bun, acum eu cred că, vedeți, nu știu dacă termenul inteligență este un termen potrivit pentru inteligența artificială. Dacă facem o echivalare între inteligența artificială și inteligența umană, normal că noi ne referim la anumite procese de gândire și... Dar e clar că orice inteligență artificială funcționează pe baza unor algoritmi care au fost făcuți de oameni, de fapt, specialiști care au stat în spate și chiar și procesele astea de învățare, ele au loc tot pe baza unor algoritmi. Și vis-a-vis de ce a spus, e clar că am văzut chestiile astea, vorbesc anecdotic, o predică făcută de AI sau un eseu scris de AI. Eu cred că în timp se vor putea face, cum sunt acum softuri de detectare a plagiatului, softuri care detectează dacă s-a folosit un algoritm în scrierea acelui text. Cred că e o chestie de tehnologie. Exact, și tot. Asta se va face, dar problema nu este fundamentală asta. Problema, v-a spus, că e de pedagogie. Știți? Vă spun un lucru din experiența mea. Am observat că studenții, mai ales la licență, în România nu e un secret, se pare că îi copiază foarte mult. Și dai o lucrare și atunci te trezești cu texte care nici nu trebuie să folosești neapărat inteligența artificială să vezi dacă e copiat sau nu. Dai pe Google și spune de unde e. Dai copy-paste. Și prima dată am fost foarte agitați noi, ca profesori. Am zis, băi, trebuie să luăm măsuri. Și normal că trebuie să iei măsuri. Dar după aia am zis, măi, este prea răspândită chestia ca să fie ceva, ceva rău, în sensul intenționat rău. Mi se pare că oamenii ăștia așa sunt obișnuiți. Și am vorbit cu studenții și am descoperit că ei pe la școala generală, pe la liceu, îi se spune, faceți și voi lucrare și căutați pe net. Și el ia o poză și o pune acolo, caută o descriere și o pune și așa învață să lucreze pe calculator. Și se pare că nu toți profesorii care îi învață să facă treaba asta în educația lor primară de calculator, le și spun, măi, dar trebuie să dați credit. Exact. Ideea este, faci la geografie, copiezi o hartă, copiezi o descriere, pui niște animale și nu ai dat-o. Nu știe nimeni cine a muncit pentru ea. Da, și merge, că tu înveți la calculator un exercițiu util și ți-ai făcut lucrarea de geografie folosind instrumentul ăsta. E, când ajungi la facultate și când trebuie să dai credit, de fapt, și atunci trebuia. Deci, dar e o chestie de pedagogie, trebuie să învățăm. Eu, de exemplu, acum n-aș mai da unui student să scrie un eseu. Pentru că există această ispită. Mai bine îi dai un proiect pe care trebuie să îl facă implicându-se, fără o altă, de exemplu, să creeze o prezentare și să o vină și să o prezinte și să aibă un PowerPoint așa de așa. Atunci aș pune contribuția clară. Și n-are cum, când el ce prezintă, n-are cum să... Și atunci e clar, dar vedeți, e o pedagogie care trebuie să meargă mână în mână cu această dezvoltare a tehnologiei. Bun, același lucru cred și eu, pentru că cu siguranță vor exista metode cu care vom putea verifica și mai ales mergem și pe principiul acela că nu mai reținem, nu mai memorăm foarte multe lucruri, ci la nevoie este să știm să căutăm ceea ce avem nevoie în momentul respectiv. Adică și munca asta de căutare ar fi creditată ca o muncă, ca o contribuție a respectivului, corect, nu? Corect. Dar știți că până la urmă eu am încercat, de exemplu, pe o platformă de asta de inteligență artificială să pun niște întrebări din domeniul meu, dar întrebări mai de nișă. Și nu n-a știut. Adică, dar mi-a spus cineva care folosește mai mult că în timpul va învăța. Păi asta învață. Deci dumneavoastră deja i-ați dat acum o temă. O idee și dacă data viitoare va avea mai multe materiale. Cu siguranță. Deci pentru că e un sistem care tot învață. El a venit cu un bagaj și sistemul ăsta învață prin acești algoritmi, tot învață. La un moment dat, peste o lună, două, șase luni, întrebarea este dacă sistemul ăsta poate să facă
Vedeți că atunci când vorbim de luare de decizii, noi la, când luăm decizii avem și o dimensiune afectivă și mai avem și o componentă morală care uneori... Aici vreau să ajung. Și aici e întrebarea cea mai complicată, dacă partea asta de afectiv și partea asta de moralitate poate fi învățată de o mașinărie. Și aici, eu nu sunt specialist, dar am rezerve față de asta. Nu, încă nu s-a ajuns la... Se discută. Da. În primul rând, din ce știu, este încă nu există un cadru juridic care să, să spunem așa, din punct de vedere legal, să spună ce poate să facă bine și poate să fie... Adică cineva să ia decizia sugerată de un robot dintre acestea, de o mașinărie de inteligență artificială, decizia e o decizie proastă și cineva să poată trage la răspundere mașinărie. N-are cum. Deci eu asum. Deci juridic nu are cum. Pe de altă parte... Aici e interesant că sunt două domenii. De exemplu, mașinile care au inteligență artificială la condus. Și ele se asta conduc zic. Automat. Și acolo nu există nicio intenție de a face rău cuiva. Dar mașina poate greși. Da. Nu, sunt scenarii care nu și le-a imaginat și s-au întâmplat accidente. A doua chestie mai serioasă este, de exemplu, cu arme. Dronele. Care au deja un dușman care e identificat și e un pas foarte mic ca să lași drona să ducă până la capăt misiunea. Că îi spui dronei, găsește dușmanul cu tare, îi dai o identificare facială, nu știu ce. Și de până acum, și am înțeles că este și legislație, că am urmărit ceva în vederea acestei emisiuni, legislația militară americană nu permite ca un subiect să fie atacat fără decizie umană. Dar, odată, știți, sunt și actorii care nu sunt morali și... Și aici se referă la, în special atunci când sunt implicați civili. Și la drone, tot așa m-am documentat, este să iau următoarea decizie. Se urmăresc să fie cât mai puține victime colaterale, însemnând chiar zero, dacă se poate. Și la momentul în care există și pierderi, probabil vor muri și civili, va fi într-adevăr o decizie umană. Cineva va zice, da, civil, e și un film pe tema asta, știți? Da, da, da. E un film exact pe subiectul ăsta în care da. Drona, la un moment dat, se împotrivește și spune, atâtea vor muri și spune... șansele de supraviețuire după vor fi astea? Asta e tot parte din algoritm care e pus acolo ca o, care să spună care sunt... Bun, acum vorbim tot o chestie de etică despre autonomie și despre automat. Deci noi, în general, lucrăm cu sisteme automate. Și ce facem acum aici este, practic, în spate există un sistem automat care mișcă pe aici lucrurile. Avem și intervenție umană. Dar, pe lângă faptul că folosim niște automatisme, calculatoare sunt niște sisteme automate, de fapt așa se și numeau, sisteme automate și calculatoare, ceea ce avem noi în plus față de și încă nu au inteligența, sistemele astea artificiale, nu au autonomie. Se vorbesc de mașini autonome, dar la un moment dat tot există un sistem de management, adică cât de autonome ar fi, tot cineva le urmărește. Cum vedeți pericola sau pericol, să spunem, provocarea aceasta, când în moment, pe lângă faptul că sunt automate, deci practic vor deveni și autonome, în sensul că vor putea trece peste decizia umană. Sau să zicem, și aici intrăm puțin în zona aceasta a libertății umane și a ceea ce Dumnezeu ne-a dat atunci când ne-a creat. Da, acum întrebarea este pe mai multe planuri. Un plan ar fi dacă este cu adevărat posibil ca un asemenea sistem să fie autonom și cum descriem această autonomie, ce înseamnă această autonomie. Că, de exemplu, dacă faci un sistem de conducere al unei mașini care este cu automat, nu cred că e vreo problemă de discuție, pentru că avem foarte multe lucruri care funcționează automat. Problema cu sistemele automate, știți care este? Că ele, de fapt, înlocuiesc forța umană. Asta aici. Și atunci, dar asta nu e un pericol din cauza inteligenței artificiale vis-a-vis de atac la persoană, ci de tehnologie. Că cei care suntem mai în vârstă ne aducem aminte că în România, pe vremuri, erau cu centrale pentru ca să vorbești la telefon, mai ales în provincie. Exact. Erau o centralistă în fiecare sat, erau 3-4 ca să erau în schimburi.
cum a apărut telefonul mobil, s-a desființat toată acea realitate. Deci nu mai există, știți? Deci și oamenii aceia nu mai au de lucru, știți? Și va fi așa în multe domenii, după părerea mea. Dar ideea aceasta de autonomie, de exemplu, dacă ai o mașină care se conduce cu ajutorul inteligenței artificiale, vrei să fii autonomă. Pentru că nu vrei să aștepte după cineva să-i dea, spune, nu trece pe roșu sau nu, sau fă cu tare, când pericolul e iminent, exact, și este critic în timp. Dar în alte domenii nu merge autonomia. Și dacă în sistemul de război, și mă gândesc că și în sistemul de sănătate, că uneori poate să ia o decizie. Adevărul e că lucrurile devin atât de complicate, după părerea mea, și de asta lumea se sperie, că nu înțelege. Că eu cred că autonomia asta trebuie descrisă în fiecare domeniu. Așa că una este autonomie în circulație, alta este în domeniul militar, alta este în domeniul medical, alta este în comunicare. Bun. Acum haideți să trecem puțin în sfera aceasta a bisericilor. Cum putem beneficia noi în zona aceasta a închinării, a desfășurării noastre, activităților noastre din biserică, de inteligență artificială? Eu vă spun câteva și știți deja dintre aplicații, dar știți de ce? Vreau să vă spun eu una din anii 90. Care? Aveam un coleg în Anglia care s-a dus într-o pastor într-o biserică, a terminat odată cu mine. S-a dus pastor într-o biserică foarte mică, aveau 15 oameni și nu știa nimeni să cânte, n-avea. Și omul avea un keyboard de ăsta și a găsit el la nu știu ce, era ca un fel de, nu era chiar computer, că de-abia apăruse, dar avea o chestie, se cupla la asta și putea să cânte 20 de imnuri. Și cânta orga singură. Și el când spunea, hai, cântăm cântarea cu tare, apăsa pe un buton și începea orga. Și atunci cânta biserica cu el. E un exemplu rudimentar. Asta pentru el era mare folos, că n-avea cine să facă treaba asta. El nu se pricepea. Mi-aduc aminte, și asta deja se aplică și în alte domenii. Traducerile, știți, când mai vin invitați și vorbim. Noi e obișnuit să traducem pe cei străini când vin. Yeah. Cineva vorbește în limba engleză și toată lumea înțelege în limba în care se vorbește. Da? E o aplicație care se poate face. Da. Eu am observat chestia asta și, bineînțeles, eu lucrez de multe ori în context intercultural și să traduci un eseu e destul de simplu, deși calitatea nu este bună și cu cât limba este mai obscură, cu atât e mai proastă calitatea. Deci nu aș putea să dau note finale pe un eseu tradus, cel puțin cu tehnologia asta de bază existentă. Poate sunt programe mai sofisticate, dar alea scumpe. Dar pentru ca să vezi dacă cineva a citit o carte și îți face un book review, o revizie de carte, aia poți să o faci, deci fără nicio problemă. Am văzut și pe platforme care avem întâlniri online, de exemplu, diferite platforme, unele au traducere directă. Exact. Nu este grozavă, dar pentru decât să nu înțelegi nimic, vezi ceva acolo și e ok. Da, deci se tot practică asta. Plus, mai sunt tehnologie asta de, și o folosiți deja. Text to speech, da, vorbim de la scrii și să vorbești și să scrie mesajul. Da. Și invers, ai un mesaj și poți să faci transcriere dintr-un mesaj audio, îți scrie textul de pe el. Tu, da, tu îl dictezi și el apare text, de fapt. Deci sunt mai multe aplicații care se pot face. Dar vreau să ingem în zona asta a dezastrului, a apocalipsei, pentru că deja au apărut în spațiu public și chiar sunt foarte promovate transmise așa din WhatsApp în WhatsApp între ei noștri frați. A mesajelor acestea apocaliptice legate de tehnologia și în special de inteligența artificială, când vorbim despre roboți, oarecum... Oameni care n-au apucat să vadă Terminator acum 10-15 ani, care avea, știți, serialele acelea. Exact. Acum, din toată, s-au trezit... Deci sunt predicatori, se și să știți. Se pot uita la Terminator de atunci, că era o științifică fantastic. Deci... Na, nu știu, da, dar sunt predicatori care spun că, domne, ăsta e finalul. Deci, E interesant, știți, că Biblia spune că noi trebuie să-L predicăm pe Hristos. Dacă în predica respectivă reiese Hristos, slavă Domnului. Dacă reiese altceva, eu mă tem că foarte multe
din predicile noastre, eu încerc să evit, bineînțeles, chestia asta, dar nu reflectă. Domnul Iisus ne-a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, vestea bună. Deci, când auzi anumite... Acum a trecut COVID-ul, da, au fost balaurii COVID-ului, acum sunt balaurii... Eu vreau să sugerez, de fapt, cam o temă nouă pentru amatorii de astea. Știți că Biblia spune că pământul va arde și toată lumea și-l imaginează de obicei într-un război, într-o conflagrație de asta mondială, de unde și scenariile astea cu Armagedonul. Era un tip care prin anii 80 a scris o carte tradusă și în română și omul a făcut milioane și nu s-a întâmplat. Erau și cu hărți, cu tancuri care veneau și atacau și nu știu ce, rușii, sovietici, cu nu știu ce. Și când i s-a spus, domnule, dar nu s-a împlinit profeția, o să se împlinească, dar toată lumea, toți aia, în continuare, la sfârșit. Noi vedem acum că lumea arde. Deci anul ăsta arde Grecia, arde... Și arde tot datorită tehnologiei, dar nu datorită inteligenței artificiale, ci datorită faptului că modul nostru de a exploata resursele pentru tehnologie și cu tehnologia a dus la acest dezastru ecologic. Dar aceiași oameni care se uită după roboți, așteaptă să vină roboții, nu văd că arde pământul acum deja. Deci exact. Nu, s-ar putea ca Dumnezeu să-l ardă așa cum este. E foarte interesant, dacă vă uitați la istoria tehnologiei, știți? Și asta cred că ar trebui discutat. E una ca cineva să exploateze pădurea, de exemplu. Indienii sau băștinașii. Ăla taie pomii și își face o casă. După aia taie pomi să-și facă lemn pentru foc, pentru el. A venit epoca industrială și acum oamenii taie pomii să facă mobilă care zace prin Ikea, prin Mob Expert, prin alte magazine și dacă le adun toate mobilele astea din România câte, și din toată lumea, câte păduri tăiate sunt acolo? Imens. Imens. Și da. Ce facem cu ele? Nimic. Ele tot le pasează. Dacă ce nu se poate vinde, le dă la second hand, ce nu se vede și la second hand le dă la caritate și ce nu se dă la caritate le arde sau probabil, ce știu ce da. Face cu ele. Dacă adaugi la asta și textilele, la câte haine sunt în mall-uri pe care nu le va cumpăra nimeni niciodată? În toată lumea asta sunt munți. De ce? Pentru că, vedeți, când omul folosește și exploatează natura pentru resurse personale, își ia cât îi trebuie. Ca și animalul. Animalul nu își ia cât îi trebuie. Nu face dezastru. Dar când începi să o faci mecanizat, când începi să o... Deci noi, de fapt, exploatăm lumea din jurul nostru cu ajutorul tehnologiei de câteva sute de ani. În detrimentul lumii pe care Dumnezeu a creat-o și ne-a pus pe noi ispravnici, nu doar să o distrugem, ci să o folosim, să o exploatăm, dar rațional, ca să rămână și generației care vine după noi. Așa deci, este. Deci tema asta ar trebui discutată într-un context mai larg, nu cu roboți, care nu există deocamdată la nivelul ăla și da. Nu există intenții de genul ăsta. Că sunt actori în lumea asta care sunt amorali sau imorali sau actori care sunt rău intenționați, da, există, dar până la urmă e lumea lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu își va abandona lumea. Pentru că Dumnezeu promite un cer nou și un pământ nou. Și așa că eu nu sunt un susținător al acestor tipuri de mesaje. Nu? Și este absolut normal să fim așa, pentru că, bun, avem perspectiva aceasta a unui cer nou și un pământ nou, dar nici nu oarecum nu încercăm să, oarecum, speriindu-i pe unii și pe alții, creând mai, oarecum o autoevaluare, o cercetare dintre aceasta falsă, crezând că e iminentă distrugerea ființei umane și că totul se va termina. Plus că sunt chestiile astea cu noua ordine mondială, cu tot felul de grupuri obscure care domine și conduc din ascuns și cu... Ok, dar noi ca și creștini fundamental spunem Iisus Hristos este Domnul. Dacă El este Domnul și noi chiar credem asta, ce mai contează alți domni? Pentru că asta e problema lui Pavel când le spune în Noul Testament bisericilor din Colose și din... Spune, nu există alte împărății, alte domnii. El le-a supus pe toate lui și Dumnezeu le va supune pe toate lui Hristos. Deci, ce mai discutăm de... Deci noi trebuie să aducem această veste bună lumii că Dumnezeu este încă implicat în lumea asta și vrea să o scoată la liman. Și de-aia noi trebuie să chemăm oameni la mântuire, la Hristos. Nu să-i speriem de roboți. Și mai ales... Care-i vestea bună între a-i speria pe oameni de roboți, știi? Ok.
M-am speriat de robot, știi? Bun, într-adevăr, vor fi niște îmbunătățiri, se vor reduce... Știți, apropo de reducerea populației, vă dau un exemplu pe care l-am auzit clar de la cineva, îmi spunea, vin roboții și așa ne-au redus populația cu COVID-ul, și așa ne-au redus populația cu gazele acestea pe care le aruncă avioanele. Ați auzit-o și pe asta, cu siguranță. Pe asta cu gazele? Nu, nu, da, cu... Sunt avioanele care, se vede urmele care, da, vin din... Dar unde se reduce? Că uite că în India tot crește populația, Africa crește, explodează populația. Unde se reduce și populația? Practic, în Europa se reduce. Da. Omul va fi înlocuit de robot și, na, într-un vreme, într-un târziu, va fi până la urmă o extinție a omenirii, da? Vor fi doar ăia aleșii de știu ce grupare sau știu ce grup de interese. Păi deci că asta este un mesaj total necreștin. Când, absolut, când absolut. Biblia spune că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu va recrea pământul acesta. Deci, bun, haideți să... Acum asta știți cum... E vorba și de nivelul de înțelegere absolut a unor oameni. Deci, dacă omul acum, trebuie să recunoaștem că între noi și fără să aducem, să spunem, nimănui vreo ofensă, există și o doză mare de necunoaștere și nepregătire. Câteodată, da, chiar dorința de a nu învăța, de a nu ne informa. Pur și da simplu, luăm tot ce ni se servește, am devenit leneși să studiem, să cerem, sau măcar să facem o întrebare cuiva capabil, știți? Când am o întrebare de medicină, mă adresez unui doctor. Nu la oricine, nu mă duc chiar tot pe Google. Dar să știți, e un lucru foarte... Am fost la o ordinare duminica trecută și povestea cineva într-o mărturie cum bunicul lor, un om fără carte, s-a pocăit. Deci, ce vreau să spun, că parcursul ăsta nu e neapărat normal și nici normativ. Bunicul lor, om fără carte, s-a pocăit, era tânăr. Părinții l-au dat afară din casă pentru că s-a pocăit. Și omul ăsta a început să meargă la biserică și a învățat să citească citind Biblia. A ascultat pe cineva care citea ceva, a învățat versetul pe de rost și după el căuta și așa a învățat să buchisească. Deci, religia nu este antiștiințifică și nu trebuie să te duci acolo, dar dacă adopți, asta e mai mult un fel de mentalitate. Exact, exact. Pe care tu adopți, că de fapt lumea asta nu e... Și aici zic că e profund necreștină, pentru că acceptă un alt control decât al lui Hristos. Este de fapt un dualism de ăsta, de tip manichean. Știi? Exact. Că lumea e rea și tot ce e din lume e rău și... Dar, pe de altă parte, noi ne bucurăm de toate dezvoltările în igienă, în sănătate, în transport, în confort, deci, nu? Păi, așa aici vreau să ajungem, să vedem cum putem folosi, sau așa, cel puțin la nivelul ăsta pe care îl avem acum ca și vizibilitate, tehnologia și inteligența aceasta artificială, astfel încât să putem folosi cunoștințele, uneltele acestea care le-a dezvoltat, inclusiv în a predica Evanghelia mai departe, aduce. Eu cred că cel mai evident lucru este accesul la resurse. Dacă asta până acum resursele de cunoaștere, știți, eu mă refer și în educație, dar este și valabil și pentru biserică. Dacă vrei să faci, în timpul vieții mele, deci când eu m-am dus la facultate, dacă vrei să faci o facultate unde să ai acces la resurse, trebuia să mergi într-o universitate cu mari biblioteci. Exact. Oxford, Bodleian, sau te duceai la Yale, la Harvard, la Cambridge, la câteva universități care aveau biblioteci care costau enorm să le menține. Pe lângă documentele alea foarte vechi, care sunt ele de tezaur, cum să zicem, erau și foarte multe cărți din toate domeniile. Păi acum la toate le poți găsi, e o problemă de distribuție deocamdată, pentru că toată lumea vrea să facă bani din treaba asta și toată lumea vrea să găsească. Dar este relativ simplu să găsești acum acces la majoritatea documentelor de care ai nevoie pentru licență, pentru master, la doctorat, să zicem că mai sunt nișe de astea, dar este un mare avantaj și o mare susținere. De asemenea, am văzut niște emisiuni foarte interesante despre telemedicină, în care medici stagiari sau poate chiar asistenți poate să meargă cu niște dispozitive undeva într-o zonă rurală unde de obicei nu merge un doctor. Și am văzut chiar o mânușă. O mânușă care făcea pipăia și un doctor într-un spital avea o altă mânușă și simțea ce palpit. Deci e un mare avantaj să facă sonograma direct acolo, să nu mai trebuiască să vii tu
60 de kilometri, să-ți facă radiografia acolo, analizele pe loc. De ce să întoarcem spatele acestor dezvoltări? Pentru că, până la urmă, omul e înzestrat de Dumnezeu cu această creativitate. Exact. Și, până la urmă, Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a creat, oricât de mult ar trebui, sau cel puțin în generația noastră, nu va putea egala creația lui Dumnezeu. Oricât roboți am creat noi, mai ales partea aceasta emoțională, afectivă, încă nu există ceva care să emuleze oarecum sentimentul. Bun. Artificial se pot face, faci să zâmbească când a spune ceva sau când a, sau să dar nu vine, nu vine din sine. Discuția fundamentală, până la urmă, este cea de liber arbitru, știți? Că eu mai dau un exemplu studenților uneori, știi? Că o persoană, o familie tânără, de exemplu, are două opțiuni. Poți să faci un copil, să ai un copil, și cu un copil știi că se poate îmbolnăvi, pot exista accidente, când ajunge mare se întoarce împotriva ta. Da. Sunt foarte multe riscuri, știi? Sau poți să-ți iei un robot. Acum îți iei un robot care când vii acasă te așteaptă cu cafeaua făcută, îți cântă ce-ți place, îți face și masaj, dacă vrei, tot ce crezi tu că e ok. Și totuși, de ce am preferat un copil? Pentru că atunci când un copil îți zâmbește și când vine la tine din propria inițiativă, un robot nu va face niciodată asta, pentru că știi că e programat să facă asta. Exact, exact. Da, și atunci, normal că îți alegi un risc. Și, până la urmă, asta a ales și Dumnezeu cu omul. Și bucuria un risc, un risc ca omul să-i spună nu. Pentru că bucuria când omul îi spune da este cu mult mai mare. Asta este. Acum suntem părinți și recunoștim asta și noi am fost copii și știm, suntem oameni și ne bucurăm atunci când vine de la sine un gest. Exact. Nu îi impui, bă, respectă-mă că trebuie să mă respecti. Asta e și problema mea cu anumite tipuri de teologie în care îl proiectează pe Dumnezeu ca un mare păpușar. Da? Și exact. Noi suntem roboți în teologia. Deci Dumnezeu a făcut deja un scenariu, ne-a programat pe toți și ne jucăm un rol. Suntem niște roboței și la sfârșit Dumnezeu... Niște actori într-o piesă de teatru, să zic așa. Da, și la sfârșit Dumnezeu are două lăzi, una pentru rebooturi, una pentru așa, și depinde cum te-a programat de la început. Ori la rebooturi, ori la... Da, apropo. Interesantă că ajungem și în teologie discuția despre... În aromă, da, și aici e o discuție dificilă și, na, viziunea este între. Nu există alb și negru și aici. Teologia asta a alegerii, da, Dumnezeu... Alege pe unii din start să fie... Nu, că nu vorbim de alb și negru, vorbim de alegere doar, că exact. Dumnezeu a ales pe Hristos. Așa e, slavă Domnului. Așa scrie Scriptura. Deci, ca o concluzie, acum la încheiere, domnule profesor, până la urmă, tehnologia, așa cum este ea, n-ar trebui să fie decât un mijloc prin care să ne folosim de ea, astfel încât să... Da. Cred că ar trebui să fie niște rezerve, de exemplu, această rezervă pe care tot am menționat-o vis-a-vis de decizia de a lua viața umană, cred că e foarte importantă. Dar mai este o altă rezervă care eu cred că este foarte... Și aceasta este dreptul la viață privată. Că o problemă cu tehnologia, care nu este doar cu inteligența artificială, dar este exacerbată de aceasta, este faptul că peste tot suntem urmăriți. Da? Și atunci viața privată este invadată de tot felul de moduri în care autoritățile, statele, alți actori pot să-ți invadeze viața privată. Eu nu cred că asta este ok și asta ar trebui legiferată. Pe de altă parte, este adevărat că eu am opțiunea de a-mi închide telefonul sau de a nu-l avea. Pot să-mi iau și eu un telefon de la vechi care face doar cum vorbi telefonice. Dar și ăla poate fi... cooptat. Nu există. Da. Deci, în momentul tot ce suportă curent electric nu trebuie oarecum poate fi monitorizat. Singura, există și oameni care s-au retras, poate, și au luat o viață pusnică, astfel încât să fie izolat și să trăiască așa numai el cu Dumnezeu, dar nu cred că asta e chemarea noastră. Nu, acum, apropo de aplicația asta pentru noi, pentru creștini, este să ne folosim de ele, să vedem tot ce putem face astfel încât să fim între oamenii aceia care, într-adevăr, și ei sunt la fel ca și noi, utilizatori, beneficiari, și să le spunem Evanghelia. Altfel... Da, noi ne folosim. Pentru mine asta e
partea cea mai ironică. Știți că toți ăștia care promovează teoriile astea ale conspirației sau ale groazei folosesc chiar tehnologia să o facă. Adică exact. Asta e culmea, știi? Deci ei folosesc tehnologia și unii dintre ei chiar foarte abili, sunt foarte abili, ca să spună cât de rea e tehnologia. Ok, bun, dar e un pic fariseism acolo, nu? Fățărnicie, nu? Da, du-te pe munte și strigă de acolo, să vedem corect, cine te aude. Da, dacă nu crezi în tehnologie, știi? Sau la colțul străzii, știi? Exact. Da, bun. Dacă vreți o concluzie așa la final, un gând, o încurajare, o... Da, eu cred că noi ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să apelăm la credința noastră și la modul în care Biblia ne învață să recunoaștem pe Iisus Hristos ca Domn al nostru în toate sferele vieții. Și să ne uităm la tehnologie ca la o unealtă pe care Dumnezeu a îngăduit să o facem, să o creem și să ne gândim cum putem să o folosim spre bine, iar în ce privește părțile periculoase care pot exista, să ne gândim să facem legi drepte, legi corecte, ca să limităm influența celui rău. Și nu trebuie să uităm că această dezvoltare a tehnologiei nu este ceva nou. Au fost valuri de dezvoltare a tehnologiei în istorie și de câte ori a fost un val de ăsta, au fost și suspiciuni și temeri pe care acum nu le mai împărtășim pentru că s-a filtrat într-un fel și folosim ce trebuie. Dar vedeți că și din acele dezvoltări au rămas, deci armele destructive, arma atomică a rămas. Da. Deci e un pericol și trebuie să limităm lucrurile astea. Da, trebuie să fim vigilenți, să fim atenți, să încercăm să folosim tot ce se poate, să înțelegem corect și să nu dăm ascultare oricăror idei care apar așa. Da. Și trebuie să fim informați până la urmă. Pe lângă credință trebuie să fim informați. Deci eu sunt puțin dezamăgit de această atitudine antiștiințifică pe care foarte mulți creștini o adoptă. Da? Pentru că până la urmă știința în sine nu este un lucru rău. Pentru că medicina, transportul, deci tot ce folosim, masa asta, totul e făcut de un inginer undeva care a calculat și știința din spate, matematică, fizică, chimie, tot ce este. Și atunci de ce să ignorăm lucrul acesta și să preferăm niște speculații care n-au o bază în realitate? De aceea ar trebui ca noi și creștini să fim și bine informați, nu doar așa să... E datoria noastră, să știți, mai ales că purtăm imaginea Domnului Hristos. Da, suntem. Corect. Și atunci Hristos nu ne vrea proști. Da. Și nici neinformați. Da? Da. Slavă Domnului. A trebuit să folosesc cuvântul acesta? Da, corect, da. În sensul general. Exact. Nu în mod specific, în sensul să fim pregătiți, să iubim educația, să iubim școala, da, și să învățăm cât se poate de bine, astfel că să fim utili și să folosim toate uneltele care le avem la dispoziție în generația noastră. Pentru că, vedeți, pentru cei tineri în special este esențial să înțeleagă ce se întâmplă, pentru că, de exemplu, piața de slujbe, de joburi, se va schimba. Asta clar se va întâmpla. Și atunci n-are rost să acuzi, știți, tehnologia că nu o să mai fie jobul de nu știu ce, de dat bilete la gară, exact. Pentru că deja sunt mașini automate care dau bilete. Într-o bună zi, nu mai fi decât alea. Dar noi știm treaba asta. Acum, dacă cineva nu vede și nu încearcă să înțeleagă această realitate și se încăpățânează pe tema asta, e o problemă, știți? Așa e. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu, bineînțeles, prin contribuția noastră, vom încerca să informăm, să ținem, să încurajăm pe oameni să se informeze, să învețe, să le explicăm ceea ce e bine. Și vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Eu vă mulțumesc și apreciez. E o discuție interesantă și sunt convins că vom reveni la ea. Cu siguranță. Da. Vă așteptăm. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere.